Grupul de lucru al FRF, din care fac parte reprezentanței tuturor eșaloanelor fotbalistice din România, ia în considerare disputarea meciurilor din Liga a doua după sistemul play-off-play-out. În acest caz, Gloria ar putea evolua în play-out, urmând să lupte pentru evitarea retrogradării. La nivelul federației s-a constituit un grup de lucru pentru această situație neprevăzută. Și până în acest moment, la nivel de Liga a doua, există o propunere de a se juca finalul de campionat sub forma unui play-off și play-out, situație în care, dacă s-ar juca acest sistem, ar fi mai multe necunoscute. Printre ele, se pare că se vor anula punctele cu Znagov. În această situație, noi vom ajunge în a doua urnă, adică la play-out. Dar și aici există încă semne de întrebare, pentru că sunt echipe cu număr mai puțin de meciuri disputate decât celelalte competitoare și probabil dacă se vor mai juca niște meciuri de baraj, această ierarhie poate fi iar schimbată și Gloria, printr-o conjunctură a rezultatelor, ar putea să treacă în play-off. În actualul format, cele 14 etape rămase din eșalonul secund ar trebui să se dispute în mai puțin de o lună și jumătate, cu meciuri jucate din 3 în 3 zile. Se caută soluții pentru a se disputa acest play-off sau play-out. În acest moment pot doar să vă spun că din discuțiile apărute pe acest grup, majoritatea, dacă ar fi varianta optimistă că această activitate se reia pe 14 mai sau 13 mai, doresc ca să se desfășoare tot în sistem regulat, deci 14 etape, dar cu meciuri din 3 în 3 zile. Deci asta ar fi opinia generală. În varianta asta adoptării sistemului cu play-off, algoritmul care va fi? Se vor înjumătăți punctele? Nu, se vor continua cu punctele acumulate în campionat. Dacă se va adopta sistemul play-off, punctajul acumulat de competitoare în sezonul regulat nu se va înjumătăți așa cum se întâmplă în Liga 1.